Salutare și bine venit la un nou episod pe SAM. Suntem alături de PeaceRow pe serverul NQ Gaming. Bună, hei! Și pentru început vreau să vă arătăm pe acest Infernus. Bine, e mod, dar mă rog, e Infernus la bază. By Neon. Și aici este mod de neon. Da, și scriu By Neon 1, 2, 3, 4, 5, 6, adică mi-aleg culoarea. Se alegi culoarea, da, By Neon și alegi, de exemplu, unul red și cumperi red. Așa, bun, și cum îl pun pe mașină? Comanda slash neon. Aha. Deci dar acum, dar poți să dai mai tot 0 ca să se vadă neonul. De asta ți-am dat și VIP. Aha, aha, gata. Și poți să schimbi culoarea mașinii prin comanda V color ca să se potrivească, na. Poți să vezi culorile prin comanda color. Nu, hai să-i dau așa, stai. V color, a. Și după aia trebuie să pun și paratenzele astea sau? Nu, fără paranteze. Color, spațiu, culoare, spațiu, culoare. Te că mă bat aici. Nu, mă bate, mă rog. Ideea gen, e că... gen așa, ca să pui verde. Și dacă vrei albastru, poți să pui în loc a, de... Ah, gata. Sau în 8. Așa, color. Ia uite, mă. Așa. Așa, ce ați zice mi pentru toată ingineria. Bine, asta asta așa puse să fie. Dar ideea că merge să pui orice culoare. Exact. Păi și ce vrei să arătăm, ce vrei să prezentăm? Bun, în episodul ăsta am să-ți prezint jobul tracker, o comandă care o avem noi pe server, pentru așa un pic de relaxare și după am să-ți prezint escape sistemul. Urmând ca în episodul următor să-ți prezint ceva foarte frumos, gen rob sistemul, box sistemul și alte sisteme. Sistemul bun, de box ăla din jail? Da. Uite, acum dă comanda slash track. Stai să-ți dau și job-ul. Bun, dă-i acum slash track. Gata, mergem acum. Și vreau să vă spun că un concurs nou a fost lansat pe forum, la categoria informații. O să aveți un link în descriere, cred. Nu o să direct pun, către concurs. La și care ar fi regulile sau premiile? Păi nu, că e un eveniment de tip, un concurs de tip reclamă, gen faci reclamă pe Facebook, o poză și a, avem și dovadă că ai făcut reclamă, am înțeles. Exact. Pe forum sunt mai multe detalii, sunt premii destul de ok, gen... O să vedeți voi, nu mai dau spoilere. Mai bine să vedeți voi la fața locului. Exact, da. O secundă să intru aici să... Bun, dă-i slash track. A, am dat și eu din greșeală asta, așa, gata. Așa, uite, iau cea mai mică, bănuiesc că n-are rost să... Păi da, depinde acum de cursă câți bani vrei să-ți dea. Păi... Bun, începe să mergi și se pune automat în spate. Da, asta e un lucru bun, deci asta chiar nu mai pierzi o grămadă de timp. De exemplu, dacă se... Dacă iau mai mult, dacă dau mai mult deodată comanda slash track, de exemplu 5-6, nu ai să stai să iei remorca, mergi un pic în față, se pune automat. E, asta e un lucru bun, chiar... Că de multe ori ăsta e cam cel mai stresant și cel mai nervant lucru la track. Că tu stai să te întorci, să o prinzi înapoi acolo în suport și de multe ori nu prea mai vrea. Nu prea mai ești lăsat de alții, na. Exact. Sunt cam multe chestii care te deranjează la jobul ăsta, dar ce să faci? Bun, stai așa, să ajungem aici. Că nu e chiar foarte mult de mers, bine, având în vedere că am luat-o pe cea mai mică, nici nu mă așteptam să fie aici în orășelul ăsta micuț aici. Asta e pe skill-uri, bănuiesc, tracker-ul, nu? Sau... Nu am făcut pe skill-uri, este după trasee, ți-am spus. Da, în funcție momentan, de cât de lungi e traseul. Da, abia am pus job-ul. Bun, a, deci am dat 16.000. Bun, 16.000. E destul de puțin, știu, pentru că traseul e și scurt, ai văzut, ai făcut 2 da. Minute pe drum. Da, plus că, da, dacă eu nu mai rămân, bănuiesc că pot să ajung la 50-60.000 pe cursă. Da, și la 100.000, 120, am impresia, deci da. Deci ăla e cea mai lungă exact. Cursă. Ok, hai să vedem și cursa cea mai lungă. Da, așa că mergem înapoi la checkpoint. Bine, cea mai lungă cred că are 5.000 de metri, nu mai știu exact, n-am apucat să văd, dar... 4.000. Și asta avea, mă rog, zic că stai 7 minute pe ea, depinde. Exact. Și
și câteva cuvinte așa despre escape sistemul la ce se referă sau bănuiesc că tot ceva despre jail sau... Da, este ceva despre jail. De exemplu, dacă te bagă cineva în jail, un polițist, și te Așa. plictisești, ai comanda slash escape. Adică ai posibilitatea de a evada sau... Da, ai posibilitatea de evada, poți să și eșuezi, dar Poți să și reușești. poți să și reușești, dar probabilitatea de a reuși este de 90 și ceva la sută. A, deci Am sunt pus numărul. șanse foarte, Da, foarte da, da. mari să reușești. Pentru a da comanda slash escape aveți nevoie de 10 puncte de escape, faceți câte un punct la payday și na, e ok. Văd că cea mai lungă e 3100. A, 3100? Stai, nu ți s-a pus aia? A, Mamă. ba da, gata, fără. Da, 3100 în mai știu cât. Da. Cred că e 4000, nu știu ce am văzut Păi astea. poate după ce o faci pe asta, mai alta mai lungă sau astea sunt de bază toate? Nu, astea sunt traseele. Na, cine știe. Te-am spus, abia am adăugat jobul și o să facem și pe skill-uri și o să mai adăugăm și curse momentan. Rămân acestea, că... Depinde și de ce sugestii mai au playerii, zic și eu. Exact, da. Iar despre sistemul de box, parcă nu mai spus să-i tu că dacă e să se bat în trei acolo, le scade cooldown-ul la jail, până ies din jail. Da, exact. Deci dacă eu te bat pe tine, nu pățești nimica, te trimite înapoi în celulă, dar dacă eu te bat, premiul meu, este minus 30 secunde la sentință. Nu Și scade 30. cooldown-ul a zis că e de 5 minute. Păi am hotărât, deci am pus cooldown primele 20-30 minute și nu prea le-a convenit la lume. Au fost multe propuneri pe forum să scoatem cooldown-ul și l-am scos până la urmă. Bine, acum să înțeleg că nici nu prea se pot face bani dacă ești în poliție cu friurile și cu astea, mai ales că ai și escape-ul, ai și cooldown-ul destul de mic sau... Da, dar polițiștii fac foarte mulți bani dacă omoară un wanted, gen pe wanted level 6 se ia aproximativ 70k dacă îl omoară. Da. Păi și, de exemplu, levelul minim pentru PSPD sau ceva, adică și să aibă Level șanse cât mai 6. mare. Level Șanse cât mai 6. mari să intre, că bănuiesc că dacă deschise aplicațiile, probabil nici pretendenți foarte mulți nu sunt și na. Da. Bine, e într-un fel mai bine să-ți faci tu jobul liniștit și astea, știi, decât să stai, stai că nu poți să iau aia, stai, întoarce-te că mi-a sărit remorca, stai că, știi. Nu mai pui timpul pierdut, pui că te enervezi și că... Stai că mi-am luat țeapă pe partea cealaltă. Nu știu ce se tot ține asta după noi, dar... Cred că are vreun plan ceva. Ce? Ai scăpat remorca? Păi dar nu văd unde e. Asta e problema. Sau a trecut timpul? Cred că a trecut. Sau nu? Normal nu trebuia să dispară. Ok, de o problemă. Nu știu. Atâta ce am Nu întors ți-am aici. scris nimic în chat? Nu, pentru a fa nivelul la care așa și cam atât. Dar nu trecut 10 minute, pentru că dacă treceau 10 minute zicea în chat. Dar du-te la checkpoint, mai ai checkpoint-ul. Da, ce punctul mai e, dar bănuiesc că dacă nu mai am Du-te. încărcătura... Du-te la el, nu știu. Să vedem, poate merge. Chiar nu știu de ce a dispărut. Pe că mi-a zis el că scuze și poate m-a atins, el și-a sărit cu tot, dar totuși trebuia să mai apară acolo. Încărcătura, zic eu. Da, trebuia să apară. Ok, o să verificăm după episod. Stai Nu să vedem lăsăm acum. așa cu bug. Am băgat și în bară. Ah, bata, mi-a dat 21.000, dar... Da, deci e bun. Bine și... 21.000, ce puțin ți-a dat. Păi da, da, bă, păi da... Bine, ideea e că tu ți-ai așa și fără încărcătură, știi, dar... Nu. Adică mă gândesc că dacă aveam încărcătura fiind și cea mai lungă asta, luam 50-60 de mii cel puțin. Exact. Bun, acum haide să prezentăm acea comandă care am spus eu că te mai relaxează un pic. Stai să dă-te jos din tracker pentru că nu mai avem nevoie de el. Se respawnează el automat. Așa. Merge așa, stai un pic că te teleportezi imediat. Dacă se fac foarte multe evenimente de acest tip, gen lumea vine aici, dă comanda slash jump, se organizează un event, uite, și te Aha. duce în aer. Poți să te duci pe clădiri oriunde. Și această cursă costă doar 10k. Scrie și pe chat. Da, pe sketch că ai fost taxat cu 10K, deci nu...
Da, ce mișto, se învârte el așa în aer. Durează și foarte mult că ne dă la înălțimea de 7500 de metri. Da, dar e, na, priveliște ca lumea, să zicem. Mai ales dacă nu sunt ăștia. A, de ce? Că dau și ei un aspect destul de plăcut. Hai că mai ține, două aproape acolo drumul la Open Your Parachute. Oh, da. A murit, ce să fac și eu. Le-am dat drumul prea târziu, am zis că poate, poate. Poate, bun. Acum haide să te bag în jail. Uite, hai să dau jail pentru 5 minute, că nu prea contează. Așa. Bun, hai în curte, apasă F. A, deci ieșim în... Aici e boxul, dar nu o să ți-l prezint acum în episodul următor. Și acum hai aici, treci prin partea asta. Da, văd că e comanda slash box. A, așa. Și aici ai comanda slash escape. Așa. Așa, bun. Văd că te înarmează totul, dacă vrei să-i vă... Aha! Și zici că oricum șansa e destul de mare. Iar pașii pe care trebuie Da. să-i O să urmezi... vezi, deci acum da escape. Am eșuat. Tu ai eșuat? Puteți să vedem. Da, n-am pe la închisoare. Ai eșuat evadarea și a primit încă 300... Da, Da, super. și primești 300 de secunde în plus. Na, bun, hai să mai încercăm. Trebuie să mai dau puncte. Bun. Gata? Da. A, așa, și să mergem iar, să încercăm poate de data asta pe noroc. Da, secundă. Da, ia încearcă să dai A, escape. stai, nu aveți 10 puncte. Ia. La fel zice că nu am puncte. Ok. Iară ciudat. STP, rutul 10. No. Îmi setează mie. Bun, stai așa, facem altfel. Că acum nu mai am timp să... Bun, fii atent, am dat admin. Dă-i STP Lutsu 10. Așa, gata, gata, gata. Bun. Escape. Probabil Așa, s-au ia să încurcat vedem. niște mesaje. Dă-i slash escape. I-am dat acum să vedem. Ce noroc avem, poate de data asta nu mai primim și noi în plus. Am ieșit, mă. Ai doar 2 minute pentru a găsi un magazin de haine, Da. pentru a scăpa de polițiști. Când intri în magazin de haine, tastează slash clothes. Bun, hai să spawnez eu un vehicul acum că pentru prezentare. Bun, dai slash G. Slash G, doamne. G. Da, așa. Pare că ești destul de ocupat, destul de căutat, zic eu. Claute șopa, ok. Păi deci acum eu sunt sub un fel de wanted sau? Nu, n-ai wanted, dar dacă reușim escape-ul, așa, o să ne dea wanted level 1, pentru că am evadat. Așa. Un dintre aici aș da slash clothes. Așa. Gata, ai încheiat cu eu așa, dar ai primit o atent wanted 1. Exact. E, măcar știi că ai scăpat din închisoare, iar wanted 1 după cât timp trece? Wanted 1 după 4 minute. A, deci nu e ceva foarte... Da. Bun, păi cam atât am avut să-ți prezint în acest episod. Și în următorul, așa ca un mic spoiler, ai zis că sistemul de box și... Da. Sistemul de box, sistemul de rob și atâta. Bun atunci, păi cam asta ar fi video, sperăm că v-a plăcut și vă așteptăm pe server. O să Exact. Aveți în descriere tot ce țineți pe server, plus acel concurs de pe forum cu privire la promovarea serverului și premiile... Premiile pentru concursul respectiv. Oricum, dar le veți avea tot în topic, nu o să le lăsăm separat în descriere, că sunt destul de multe.
Vă lăsa doar linkul de pe forum ca să vedeți exact ce și cum și cam atât. Bun. Și cam asta ar fi let's play-ul și ne vedem următorul. La revedere! Bye.